Da. Și acum eu Bogdan sunt apare din nou. Ia. A apărut? Ce fa... Măi. Care... Care e treaba? Cum de am apărut și am dispărut? Da, omul invizibil, să știți că are poftă oricum. Că e invizibil, că se vede, el are poftă oricum. Deci Florența ne încântă astăzi papilele. Bine ai revenit, Florența. Bine, v-am regăsit. Ți-a plăcut cum am stat ghemuit? Da, mă gândeam să mă bag și eu în cuptor, să ies din cuptor, știi? Dar ca Aladin, dar... Hai să băgăm bunătățile la cuptor. Hai să băgăm platul la cuptor. Ce facem azi? Uite, astăzi o să pregătesc ceva cu vișine, pentru că tot avem vișine. O să pregătesc... le fac eu să dispară. Le faci să dispară, nu? O să pregătesc o prăjitură Pădurea Neagră. Nu știu dacă tu ții minte, prăjitura Pădurea Neagră cu blat de ciocolată și cu o cremă făcută cu frișcă, vișine și siropată, așa, și multă frișcă deasupra. Și bună și simplu de pregătit. Foarte bună idee, pentru că astea chiar sunt zilele în care avem nevoie să mai mergem prin pădure, că nu mai suportăm 40 de grade Celsius, 20 și... Să mai adunăm o vișină, 3 noaptea. Da, hai să ne apucăm de treabă. O cireașă, o... Pentru blat avem nevoie de 5 ouă, 150 de grame de zahăr, 150 de grame de făină, 20 de grame de cacao, aproximativ 20 de mililitri de ulei și praf de copt dacă doriți, dacă nu bateți blatul cum trebuie. Separăm ouăle. Asta, tehnica asta, tehnica asta, așa, rapidă, nu? Lejeritatea asta cu care se parte. Chiar e o rețetă foarte simplu de pregătit și rapidă, pentru că nu vrem să stăm nici foarte mult în bucătărie în acest weekend. Presupun că toată lumea vrea să plece, să se distreze, să aibă cât mai mult timp liber. Și atunci am pregătit ceva foarte simplu. Blatul se pregătește foarte simplu, crema nu este cremă fiartă, doar se amestecă frișca cu zahăr și eu am pus și puțin mascarpone să fie un pic mai groasă, nu doar frișcă, pentru că eu folosesc frișcă naturală, atunci nu stă ca aceea vegetală și atunci am adăugat puțin mascarpone. Batem spumă albușul de ou, adăugăm zahărul, după aceea adăugăm gălbenușul, făina amestecată cu cacao, uleiul și praful de copt dacă doriți. Punem la copt într-o formă aproximativ 30 de minute, maxim 25. La 170-180 de grade, eu dau mai repede, dar puteți să le coaceți la 160 de grade, dacă nu mă grăbiți chiar așa ca mine. După aceea o să tăiem blatul în două părți egale, da? Însiropăm cu puțin sirop făcut din zahăr și rom și apă. Însiropăm frumos, punem crema, vișine, blatul însiropat și apoi punem puțină ciocolată deasupra și decorăm cu frișcă și servim. E voilà! Și e apoi voilà, repede. Revenim în bucătărie la Florența, puțin mai târziu, să vedem cum se face prăjitura asta Pădurea Neagră și între timp revenim la Lili și la Șurubel. Așa am rămas în poziția asta de mare dans, grande dansatore, foarte grande bucătărea ta, este Florența, care astăzi ne-a promis o prăjiturică. Am revenit la tine. Da, v-am promis o prăjiturică cu frișcă, Pădurea Neagră se numește, cu frișcă, cu blat de ciocolată și vișine. Amestecăm foarte bine crema. Trebuia să m-am zgârcit un pic, trebuia să iau un bol mai mare, dar merge, că ne ajunge cantitatea. Amesteche. Uniformize. Tăiem ajustul cu blatul, te rog. Să-l tai eu? Da, poți. Dar ar trebui să îmi pun niște mănuși ca să fac asta, că așa e frumos. Stai așa două secunde. Glumeam. Nu, că-l tai eu, chiar îl tai. Da? Super. Da, n-am o problemă să fac asta. Deci ai zis că trebuie tăiat perfect pe din două, nu? Da. Am văzut de multe ori făcând asta, deci nu mi-este frică. La asta m-am gândit sincer și eu. Că e timpul să-mi dau și doctoratul cumva în treaba asta, nu? Cine a făcut mănușile astea atât de complicat de pus pe mâini, nu știu, sau e posibil să nu fiu cel mai inteligent om, nu contează. Deci hai să tăiem. Întâi trebuie să scot din formă, nu? Da, dar întâi trebuie să tai marginile, ai văzut? Nu prea ai fost atent așa la mine, nu? Un lucru simplu mi-ai dat de făcut și deja m-am prins urechea. Rezolvi tu cu celelalte două părți? Da, cum să nu. Tăiem aici frumos. Mă bucur că sunteți alături de mine în această călătorie neașteptată pentru Bogdan. Tăierea marginilor acestui blat. Bun, am rezolvat problema și acum vrei să facem practic o tăietură de aici, uniformă. Și uite, ca să fie și mai ușor, uite, îl trage aici. Ia să vedem. Și dacă greșesc acest pas, ce se întâmplă, Florența? Trebuie să faci din nou un blat? Nu,
Aici m-am dus greșit. Să-mi ziceți, da, colegii, vedeți din partea altă dacă e bine. No, deci vă zic. Am învățat meserie, Bogdan, ce ziceți? Și am încheiat operațiunea. Așa. Ia uitați, vedeți ce bine l-a tăiat, ai învățat, bravo, Bogdan, mulțumesc. Bravo, așa. Bravo. Și urmează să pui tu crema, nu? Da, uite, acum o să folosim tot acest. Blat, da. Da, folosim blatul, punem așa. Folosim, însiropăm. Ai zis tu că trebuie însiropat bine? Da, trebuie însiropat bine. De ce e important să-l însiropăm mai mult? Ca să fie mai fresh prăjitura noastră, să nu fie uscată, să se poată tăia ușor cu lingurița, o să fie bună. Eu așa zic. N-ai încredere în mine? Da, uite, eu am avut încredere în tine să te las să-mi tai blat. Așa e. Și îți mulțumesc că mi-ai încredințat această încredere. O lăsăm pe Florența cu încredere în bucătărie să pună și crema. Da, punem crema, vișinele și apoi punem următorul blat tăiat de tine. Și împreună... Și împreună am făcut prăjitura. Am făcut prăjitura. Mai pasează și la mine, Bogdane. Dau pasa și la colegul meu. Acum toți românii suntem buni la pasat, la șutat. Abia așteptăm că vine și meci important în curând, Ciurubel. Acum să și mâncăm ceva bun și dulce, cum numai Florența știe să ne facă. Uite, suntem la final aici. Suntem la final. Ca să fie și mai neagră pădurea noastră neagră. Așa. Pudrăm puțină cacao deasupra. Am pus ciocolată. Prăjitura pădurea neagră. Așa se numește, nu? Exact. Poc, poc. Îți dai seama că am deja o întrebare pentru tine. Ia spune. Ai promis că are vișine. Am promis că are vișine. Și uite, adaug și câte o vișină. Am înțeles acum. Deasupra. Bun. Și imediat o scoatem să vedem și ce a ieșit. Dacă a ieșit ceva, nu? Eu m-am gândit că este perfectă pentru vară, fiind răcoritoare. Pe vișine vă recomand să puneți un lichior, ceva, să le aromatizați, să fie mai gustoase. Eu am pus un amaretto. Dar puteți să găsiți multe variante. Repetăm repede rețeta pentru cei care aveau deschis televizorul. Blatul, ia uite, vișine. Ma, s-au etalat direct vișinele acum. 150 de grame de zahăr, 150 de grame de făină, 5 ouă pentru blat, 20 de mililitri de ulei, 20 de grame de cacao, am făcut blatul, apoi sirop. Da? Apoi sirop, la cremă 500 de grame de mascarpone, 300 de grame de frișcă bătută, 100 de grame de zahăr, puțină zeamă de la o lămâie și extract de vanilie, vișine și așa a ieșit. Uite. S-a înmânat oficial. Iată fresh cum arată prăjitura. Perfectă pentru aceste zile călduroase și libere. Ce urmează. Bine. Nu se face deloc greu, am văzut, am urmărit pas cu pas ce ne-ai făcut astăzi în bucătărie. Trebuie neapărat să luăm și o guriță aici să gustăm. Să vezi dacă am și făcut, că ai văzut blatul, e tăiat de tine măcar atât. N-am niciun dubiu. S-a strigat din regie, să nu mâncați tot! Nu mâncăm mai tot. Mai avem. Lăsăm și pentru colegi. Mulțumim frumos, Florența. Ne vedem săptămâna viitoare. Da, cu altă rețetă, abia așteptăm.